cred că ar trebui să vină cât mai multă lume și cât mai mulți bucătari, dacă doriți, sau oameni din Horeca la acest eveniment, pentru că avem de învățat cu toții și eu am învățat astăzi de aici și chiar cred că ar avea un impact extraordinar dacă s-ar aduna mai multe energii la oaltă. I-am învățat că există, în primul rând, dialog în Horeca foarte frumos. Mi-a plăcut foarte tare că s-a comunicat cu oamenii din sală, că oamenii au pus întrebări pertinente, deci am învățat oarecum cu toții să știm încotro vrem să mergem. Toată lumea de astăzi mi s-a părut că începe să conștientizeze că gastronomia din România trebuie să avanseze puțin și, nu știu, cred că eu am învățat dialog astăzi, dacă vrei. Da? Am învățat că se poate discuta în Horeca, că se pot schimba lucruri, că se pot mișca munții. Sincer, la ediția asta stau mai mult în bucătărie, că trebuie să pregătesc cu colega mea Oana să pregătim meniul și am vrut să iasă totul foarte bine și eu mă și stresez așa un pic și am stat mai mult în bucătărie. Însă, ca și invitat, mi s-a părut extraordinar, o energie foarte bună. Mi-ar plăcea foarte mult să continue pe invitați care se exprimă în domeniul inovației. Adică îmi doresc să vină și șef din afară care să ne arate cum e trendul în afară, cât mai mulți șefi buni de la care să învățăm și noi mai multe lucruri. Da, deci eu sunt pentru inovație, cât mai multă inovație, să prezentăm și ceilalți să aplice și să aplicăm cu toții, de fapt.